Primăria Timișoara continuă demersurile pentru regenerarea urbană a zonei Traian. A fost parcursă încă o etapă necesară pentru depunerea proiectului de finanțare care vizează regenerarea urbană a pieței Traian. Pentru revitalizarea zonei istorice și a celor 15 străzi adiacente, care este estimată la aproape 140 de milioane de lei, primăria municipiului Timișoara va accesa fonduri europene prin programul regional vest, iar Consiliul Local a aprobat un proiect care permite completarea documentației. Regenerarea zonei Traian este unul din proiectele noastre cele mai ambițioase pentru că scopul este să redăm strălucirea de altădată a întregii zone. Modernizăm 6 hectare de spațiu public, punând în valoare frumusețea istorică și amprenta arhitecturală superbă a fabricului. În câțiva ani, zona Traian va fi al doilea centru al Timișoarei, o zonă atractivă, modernă și cu mult spațiu pentru oameni. De fapt, în centrul conceptului de reamenajare a zonei este tocmai grija pentru nevoia de spațiu de calitate și sigur pentru toată lumea, copii, tineri sau seniori, spune primarul Timișoarei, Dominic Fritz. După consultări cu comunitatea și cu specialiști, în proiectul de regenerare urbană al celui de-al doilea centru istoric al Timișoarei au fost incluse 15 străzi și 4 piețe, un total de 60.000 de metri pătrați. Printre intervențiile ce vor avea loc se numără transformarea zonei din fața sinagogii din fabric în piațetă, integrarea scoarului din piața Corneliu și într-un parc cu spații de relaxare și socializare, transformarea pieței Petru Rareș într-un spațiu pentru copii și familii cu loc de joacă și mini-piață cu condiții de comercializare moderne. Totodată un spațiu nou va fi piațeta din spatele Bisericii Ortodoxe Sârbe, care se va continua pe strada Costache Negruții și va completa spațiile verzi existente cu un parc lung. Potrivit proiectului Piața Traian și Piața Romanilor, lângă Catedrala Millennium, devin parțial pietonale pe unele străzi, mașinile vor avea acces limitat pentru a reda spațiul copiilor, pietonilor și bicicliștilor, dar vor fi create și locuri de parcare în plus. Suprafața de spațiu verde va crește de la 6.000 de metri pătrați la 9. 9500 de metri pătrați. Intervențiile se vor face etapizat, astfel încât impactul asupra locuitorilor să fie cât mai redus.